Dragilor, au trecut ani de zile de când nu am mai avut parte de o ecranizare atât de bună a unui joc video. Pot spune cu mâna pe inimă că de la filmul Mortal Kombat 1, deci din 95 încoace, sincer, toate încercările de adaptare a unui joc video într-o experiență de cinema, în opinia mea cel puțin, au dat greș. Sigur, am avut anul trecut parte de o încercare foarte bună, dar timidă, de adaptarea seriei de jocuri Uncharted, cu o distribuție destul de tare. Tom Holland și Mark Wahlberg în prim plan, dar sincer, chiar și cu actori buni și talentați, dacă greșești compoziția și grăbești crearea de univers, prin expoziție narrativă inutilă, cel puțin din punctul meu de vedere, din nou, o faci greșit. Dar The Last of Us sezonul 1, făcut sub egida HBO, nu doar că a ales formatul cel mai potrivit, și anume un serial de televiziune în loc de un film, astfel câștigând aproape 9 ore în care se dezvolte universul imaginat în care se petrece acțiunea, dar mai mult de atât, au luat materialul sursă, și anume primul joc din seria Last of Us, și au reușit să extindă și să adapteze povestea jocului într-o poveste și o experiență cinematografică de excepție. În general, pentru jucătorul ocazional de jocuri video, jocul de Last of Us ar trebui să vă ia între 15 și 20 de ore de jucat ca să terminați și să vedeți povestea principală completă a jocului. Dacă sunteți un jucător din ăla extrem, puteți ajunge și la 40 de ore de gameplay, făcând tot felul de nebunii prin jocul acela, dar dacă vrei doar experiența poveștii principale, sub 20 de ore nu ai cum să cobori. Trebuie să înțelegem, HBO nu a avut luxul la 20 de ore, ar fi însemnat ca sezonul 1 al serialului, cu același nume, să aibă în jur de 24-25 de episoade, iar la 10 milioane de dolari episodul, clar nu ar fi fost o soluție de bugetare pentru HBO. Dar chiar și așa, cu niște mici și minore excepții, producătorul serialului a tăiat elemente din firul narrativ al jocului, însă fără să afecteze prea mult povestea din serial. Cei dintre voi care nu au jucat și nu vor să joace jocul video pentru a înțelege serialul, am o veste foarte bună pentru voi. Nu trebuie să faceți acest lucru. Doar uitându-vă la cele 9 episoade ale serialului produs de HBO, veți fi purtați într-un univers post-apocaliptic extrem de bine închegat, dens și plin de idei geniale, aș putea spune chiar, fără găuri de scenariu, mai bine cunoscute după termenul englezesc plot holes, cu niște personaje foarte bine create, realizate pentru care, până la finalul sezonului, vei ajunge să ai sentimente, să râzi sau să plângi alături de ele, să-ți pară rău dacă mor, să-ți pară rău când fac anumite lucruri care le scot din context oarecum, și, de asemenea, să-ți pară bine când rezolvă și ies cu bine dintr-un conflict, ceea ce, în opinia mea, este ceea ce trebuie să facă un univers cinematografic ca să atragă privitorul și să aibă succes. Cu niște actori extrem de talentați în rolurile principale, vezi Pedro Pascal în rolul lui Joel și Bella Ramsey în rolul lui Ellie, serialul îți atrage privirea printr-o dinamică mereu în schimbare între două personaje de vârste diferite cu mentalități diferite, care se confruntă cu niște situații incredibile, într-un mod foarte credibil, care te va face să spui: hei, cam așa cred că aș face și eu să ies din situația asta, mă rog, dacă nu mor în primele 5 minute. În rolurile secundare avem din nou o distribuție fenomenală. Nume ca Nick Offerman din serialul Parks and Recreation, Murray Bartlett din Tales of the City sau Anna Torv, pe care o știm foarte bine din cele 5 sezoane ale serialului Fringe, sunt doar câteva din numele celor care apar în rol episodic în acest serial, dar care tu ca privitor spui la finalul interacțiunii lor cu ecranul tău: vreau mai mult de la acest actor și de la acest personaj. De mult nu am mai trăit acest sentiment bizar pentru un personaj de film și pot să spun că e grozav să vezi că încă se mai poate crea ceva atât de bun pe micile ecrane, încât să zici la final că vrei mai mult. Acum, nu pot să dezvolt mai mult acest review dacă nu intru în detaliu asupra fiecărui episod. Și nu vreau să vă dau spoilere, cum se zice, și să vă stric plăcerea de vizionare. Pot să vă spun doar atât. Dacă vreți să vedeți un serial de acțiune modern, cu niște actori incredibili și o poveste foarte bine așezată într-un univers paralel post-apocaliptic încă o dată, The Last of Us sezonul 1 de la HBO este perfect pentru voi. Mereți de-l vedeți și vă promit eu că nu o să regretați alegerea făcută. Ceva atât de bun nu a mai ieșit pe micile sau marile ecrane de la Avengers Infinity War și prima jumătate a lui Avengers Endgame.
Iar dacă vreți să povestim despre fiecare episod în parte, dar cu spoilere, ne lăsați mesaje în secțiunea de comenzi a acestui video. Dacă se strâng măcar 100 de oameni care vor să mai audă despre acest subiect de la mine, voi face o mică serie de videoclipuri în care să vorbim despre fiecare episod în parte, comparații între joc și serial la nivel de poveste și personaje și, desigur, concluzia incredibilă a acestui prim sezon glorios. Rămâneți cu bine și să ne vedem cu bine la următorul nostru proiect.